Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să slovești piciorul pe piatră. Vei păși peste lei și peste nepârți și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ucroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, și în această dupămasă suntem împreună în casa Domnului și mă bucur că ori de câte ori vin la Ghiroda, adunarea dumneavoastră este plină. Bănuiesc că la toate slujbele este la fel. Slăvit să fie Domnul! Totodată, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă din zona dumneavoastră, cu harul, pacea și îndurare să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Aleg pasajul acesta biblic pentru că în el este o fortăreață în care te poți ascunde, un cuvânt asupra căruia poți medita și de la problemele stringente care sunt și care vor mai veni, e foarte important să-ți iei privirile și să le pui pe cetățuia, pe stânca ta care trebuie să fie Domnul. Doamne ajută! Doar când te uiți la El nu te temi, doar când te uiți la El poți să ai tărie. Nu totdeauna e bine să calci peste șerpi, peste năpârși, peste scorpioni, nu e chiar plăcut, dar calci peste ei. Spune Scriptura aici, vor fi la strâmtorare și eu îi voi izbăvi. Priveliștea nu-i prea bună când vezi 1000 cad alături de tine și 10.000 la dreapta ta, nu-i prea bună primejdea, dar îi vezi tu pe oamenii aceia, vezi tu situațiile respective. Asta înseamnă că tu trăiești, că Dumnezeu te ține în viață. Nu totdeauna circumstanțele sunt cele mai plăcute, nu-s de concediu, însă sunt circumstanțe că Dumnezeu este lângă tine și te scoate biruitor, slăvit să fie Domnul. Ești ferit de glonț, de săgeată, în terminologia biblică, ești ferit de microb, de virus, de bacterii, ești ferit de toate aceste lucruri, de ciumă care umblă în întuneric și de molmima care bântuie ziua în amiază mare, nu pentru că tu ai o imunitate foarte puternică, ci pentru că cel ce te apără este Domnul, slăvit să fie Domnul. Toate aceste lucruri se găsesc încă o dată, mă repet, în Domnul, și foarte important ca acesta psalm să-l avem ca și abonament pentru noi. Așa cum facem abonamente la diferite servicii deosebite, dar pe care și le plătim, așa există un abonament la Psalmul 91. Și abonamentul acesta pe care îl putem face fiecare dintre noi, cei mai în vârstă, cei mai tineri, oamenii care aud cuvântul Domnului, e foarte important ca el să se împlinească cu noi. Acum, cea mai mare problemă nu este protecția care ni se oferă Domnul, cu toate că ne oferă, ci cel mai important lucru este că îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea, care e cel mai important lucru. De aia se încheie psalmul cu acest lucru. Că și viața lungă, cât de lungă fie ea, se termină. Dar dacă ți arată Dumnezeu mântuirea Lui și pui mâna pe mântuirea Lui, toate celelalte dinainte au valoare. Altfel, stimații mei, chiar dacă ajungi să ai viață lungă, chiar dacă ajungi să nu te îmbolnăvești niciodată, să nu tușești niciodată, chiar dacă ajungi să ai o grămadă de binecuvântări, dar nu ți arată Dumnezeu și n-ai parte de mântuirea Lui, ești un om pierdut ca și toți ceilalți. De aceea e important pentru noi să privim spre acest psalm, să-l aplicăm în viața noastră, să ne facem abonament la el și să avem grijă să plătim totdeauna facturile așa cum trebuie, știi, ca să el să fie valabil până la adânci bătrâneții. Doamne ajută! Ca să avem parte de psalmul 91, un psalm încărcat de făgăduințe, spune Biblia aici, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, ca să stai sub ocrotirea celui preanalt, trebuie în primul rând să intri acolo. Foarte mulți oameni ar dori să stea acolo, dar nici nu intră. Cunosc pe unde să intre, cunosc ce ar trebui să facă, de aceea când un pocăit greșește, când un evanghelic greșește, toți oamenii îl condamnă. N-ar trebui să facă așa pocăit, dar de unde știi, măi? Noi spunem că sunt vremuri de neștiință.
De unde știi? El știe cum ce trebuie de făcut, dar nu intră sub aripile celui prea înalt. Doar comentează la cei ce mai greșesc sub aripile, le mai scot capul câteodată afară așa, mai fac anumite greșeli, poate ies de acolo rapid și intră înapoi. El știe exact cum să-i judece. Stimații mei, ca să poți avea parte de binecuvântarea Psalmului 91, trebuie să intri sub aripile celui prea înalt. Lui Dumnezeu îi place să se compare cu o pasăre sau în terminologia Domnului Iisus cu o cloșcă care are aripile întinse peste puișorii săi, peste cei care sunt ocrotiți acolo. Cine este sub aripile alea, la asupra lui blestemul n-are nicio putere, diavolul n-are nicio putere, năcazul n-are nicio putere, că sunt aripile lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dacă stai și te învârți împrejurul aripilor, dacă ești în zona aia, ești foarte aproape, ești din familie de credincioși, cunoști o grămadă de lucruri, dar nu ai intrat sub aripi, nu ai abonament. Efectiv știi ce trebuie de făcut. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, ca să intri sub aripile celui prea înalt, nu trebuie să faci neapărat parte dintr-o organizație. Nu e suficient să faci parte din cultul pentecostal sau din Biserica Maranata din Ghiroda, ci trebuie în mod personal să-L cunoști pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Asta e foarte important, pentru că asta este ușa sub aripile Dumnezeului celui prea măreț. De aceea Sfânta Scriptură spunea în Noul Testament, prin Domnul Iisus, eu sunt ușa, cine va intra prin mine va fi mântuit. Intri sub aripile celui prea înalt prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Ai jurat credință Domnului? L-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Că asta e cea mai mare onoare care ni se poate oferi nouă. Nu știu câți dintre dumneavoastră veți ajunge prim-ministri. Nu știu câți dintre voi veți ajunge miniștri vreodată. E o onoare pentru cineva. După Revoluție încoace au fost o grămadă de miniștri, mai știți? Dar e onoare să fii ministru în România. România e o țară micuță. În America sunt miniștri, în Rusia sunt miniștri. E onoare să ajungi într-o poziție de genul acesta. Dar nouă nu ne serici să avem contacte cu miniștrii aceștia. Există unul care e Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Și într-o zi prin Evanghelie El se prezintă ție și mie, un fir de praf, unul din cei peste 8 miliarde de oameni și spune, ai dreptul, tu ai dreptul, nu vin eu cu bocanci în viața ta, tu ai dreptul să mă primești pe mine, să crezi în mine primindu-mă. Și atunci eu, pe baza credinței tale, vin să locuiesc în viața ta. Asta înseamnă a-L primi pe Hristos. De aceea Evanghelia după Ioan începe cu aceste cuvinte. Iisus Hristos a venit la ai săi, adică la evrei, și evreii nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică, explică evanghelistul, celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Amin. Este modul de a-L primi pe Iisus Hristos în viața ta. Încă o dată, putem să ne întâlnim cu foarte multe celebrități, cu foarte multe autorități, însă cea mai mare autoritate din univers cu care noi putem lua contact ca bătrâni, ca tineri, ca femei, ca bărbați, este Iisus Hristos Domnul. Prin credință în El îl primim. Fiecare ființă umană este creată de Dumnezeu să găzduiască pe Prințul Cerului, să-L găzduiască pe Iisus Hristos. De aceea găsiți în Biblie, în 1 Corinteni, cuvintele acestea. Trupul nu este pentru curvie, ci trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. De aceea aflați în Biblie că fiecare ființă umană are dreptul să-L primească pe Hristos acolo. Și creștinismul nu se verifică după zecile de ani de pocăință. Creștinismul nu se verifică după profeții exacte. Creștinismul nu se verifică după predici încântătoare și grozave, ci creștinismul acum se verifică doar prin prezența lui Hristos primită în noi. De aceea Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, pe voi înși vă cercați-vă, pe voi înși vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este unde? În voi? Afară numai dacă sunteți? Dar dă-ne o șansă, Pavele! Dacă nu e acum în noi, suntem pe aproape. Nu, nu. Dacă Hristos nu este în tine acum, ești lepădat. Chiar dacă ești vechi în biserica respectivă. De aceea e important pentru fiecare frate și soră să verifice dacă a intrat pe ușă și dacă a intrat sub, dacă a rămas sub aripile celui prea înalt. Verifică, este Hristos Domnul tău în seara aceasta? Și dacă nu ești convins de lucrul acesta, te rog, fă pasul prin credință înainte și spune, Doamne, poate n-am știut, poate n-am fost convins, dar în seara asta te invit să fiu sigur că ești Domnul vieții mele. Doamne ajută! Și în fiecare zi
Trăiește cu lucrul acesta. Verifică-te. O să vezi că Hristos dinăuntru îți spune, n-ai proceda bine acolo. Cuvântul ăla a fost greșit. Prin Duhul Sfânt te va călăuzi. Dar El este viu în tine. El va crește înăuntrul tău. Se vor schimba vorbele tale, pentru că crește Hristos. Se vor schimba hainele tale, pentru că crește Hristos și te porți într-un chip vrenic de El. Hristos nu-i numai înăuntru. Ies în afară. Doamne ajută! Ies în afară în zâmbetul tău, în atitudinea ta, în faptul că ești mai răbdător, pentru că Hristos trăiește în noi. Și ăsta este mijlocul de a intra sub aripile celui preanalt. Semnul prin care o persoană l-a primit pe Hristos și trăiește în Hristos este un semn foarte clar. Vă amintiți dumneavoastră că spune Sfânta Scriptură că evanghelistul Filip predica Evanghelia în Samaria. Și pe când lucra el și slujea în Samaria, un înger al Domnului coboară la el și spune, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Pentru că ministrul de finanțe nu se pornise încă de la Ierusalim cu caleașca lui ministerială. Dar Filip n-a întrebat, Doamne, de ce e pustiu și eu nu lăs aici o mulțime de oameni care mă pot asculta să mă pot duce eu când spune un înger pe un drum pustiu. Nu, Filip se scoală și aleargă pe drumul acela. Cât o alerga Filip când mergea mai greuț, alerga mai greuț, carul ăsta, caleașca lui ăsta, a plecat de la Ierusalim. Și dintr-o dată vede caleașca lui ăsta și îi spune Duhul Domnului, ajunge carul acela. Și Filip aleargă, ajunge carul acela și îl întreabă pe Fame, înțelegi tu ce citești? Și Famenul, dându-și seama că înțelege o grămadă de lucruri, că știe contabilitate, că știe diferența de aur de 12 carate, 24 de carate, că știe diferența între rubin, smarald și diamant, că poate intra oricând la părăteasa Candace a etiopienilor, recunoaște că dincolo de știința asta exactă a calculelor și a contabilităților, în materie de Biblie nu le are deloc. Că de foarte multe ori când te învârți pe lângă bani, când strângi bani în buzunar, când realizezi câte ceva, crezi că te pricepi și la pastorație, crezi că te pricepi și la dirijat. Crezi că te pricepi și ce ar trebui să vorbească prorocii? Crezi că te pricepi și cum ar trebui condus în România? Crezi cum că te pricepi și ar trebui să fac Ucraina? Crezi că te pricepi la o grămadă de lucruri? Dar uite omul ăsta care se pricepea la multe lucruri, care îl întreabă din Biblie, înțelegi tu? Îi spune, băi, eu mă pricep eu la multe lucruri, citesc aici, dar la Biblie nu cunosc nimic. Și dintr-o dată îl roagă pe Filip să se suie în car, să-i vorbească. Și Filip începe de la Scriptura lui Isaia, capitolul 53, și propovăduiește pe Iisus, slăvit să fie Domnul. Și continuă Scriptura că la un moment dat famenul vede apă și spune, uite apă, ce mă împiedică să fiu? Bă, dar ce legătură între Iisus și apa asta? Că s-a început cu Iisus, nu? Cert este că Filip i-a spus, măi, dacă tu vrei să-L primești pe Iisus și cu adevărat Hristos a intrat în viața ta ca Domn și Mântuitor, există un mod de a arăta lumii văzute și în mod special cele nevăzute, lumii îngerilor și a demonilor, că tu l-ai pe Iisus în inimă, intrând în apa botezului. Și spune Scriptura că famenul spune, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Au coborât în apă și Filip a botezat pe famen. Și famenul a intrat sub aripile celui atotputernic, slăvit să fie Domnul. De aceea nu se complică Filip mai departe să întrebe, băi, dar lăs cu ăsta să se duc fără Duhul Sfânt. Îl lăs pe ăsta, că doar eu am văzut cum sunt. Nu, nici nu se complică. El își face lucrarea lui și îl lasă sub aripile celui preanalt. Vreau să vă întreb, stimații mei ascultători, în mod special copiii din familii de credincioși, vreți să intrați sub aripile celui preanalt? Vreți să fiți ocrotiți maxim? Vreți ca Dumnezeu să vă protejeze la plecare și la venire? Ați intrat sub aripile lui? Sau stați în jurul ușii, așa știm, e ușa, asistăm la slujbe de botez, vedem schimbări, dar noi nu intrăm, că suntem foarte aproape. Nu vă jucați, că ușa aceea o închide Dumnezeu și o deschide El. Încă ușa e deschisă, harul salvator, slăvit să fie Domnul. Dar ușa se poate închide. Vă spun lucrul ăsta din experiență. Câți băieți de pocăiți și fete spuneau, las că știm noi. Și la un moment dat n-au mai putut intra. Au intrat într-o stare de comă, vroiau frații să-l boteze prin stropire, dar n-aveau cu cine vorbi. Nu mai puteau. Când au vorbit, au vorbit de altceva. Când au vorbit, au spus că știm când. Când au putut gândi, au spus, știu eu ce eu nu cunosc, când trebuie să vin, nu trebuie să mă învățați voi, nu trebuie să faceți voi chemări în față. Eu știu când să vin. Și viața a demonstrat că n-au știut când. Pentru că noi nu știm ziua de mâine. Nu știm dacă mâine va fi o mai ușă deschisă. De-aia debuta slujba din ziua de astăzi, din seara aceasta, căutați pe Domnul câtă vreme se poate. Cum dacă nu-L găsesc când vreau eu? Eu-L găsesc când vreau eu. Nu uita cine ești. Ești doar un fir de praf. Dacă se oprește inima, oricare ești, cât de deștept ești, nu-i poți spune inimii puțin mai departe, că oricum sunt o celebritate. Nu are față cine ești. Ai căzut jos din momentul ăla, ai început a putrezi. De ce? Că asta suntem noi. Trăim prin Cel ce ne dă viața, mișcarea și ființa.
Ne bate inima pentru că El ne-a mai dat dreptul la inima noastră să bată. De aia. Ori din punctul ăsta de vedere, trebuie să te întreb, sunt sub aripile celui preanalt? Sau mă învârt așa împrejurul ușii, știu unde e ușa, știu ce trebuie de făcut, dar mai stau așa. S-ar putea să te trezești în fața unei uși închise. S-ar putea să fie un lucru pe care autorul epistolei către evrei spune, câtă vreme rămân în picioare făgăduințele intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească venit prea? Cum adică? Da, prea târziu. Să te trezești în fața unei uși închise. Să te trezești că vremea mântuirii tale s-a dus. Să te trezești că clipa potrivită a plecat și a fost lângă tine. Dacă ești în biserică, dacă ești în casa Domnului, dacă auzi cumva mesajul lui Dumnezeu, fă pasul acesta, acceptă-L pe Hristos în inima ta prin credință și prin apa botezului intră sub aripile celui preanalt, slăvit să fie Domnul. E un pas destul de simplu, un pas pe care îl vedem, e un pas al credinței, dar e un pas pe care Dumnezeu îl onorează. Nu ne cere lucruri mai grele, însă ne cere pasul acesta prin care să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al vieții noastre și să intrăm sub ocrotirea celui preanalt. Al doilea lucru pe care îl cere Domnul aici, după ce ai intrat, este să rămâi acolo. Și ăsta pentru evanghelici, pentru pocăiți, unul dintre cele mai grele lucruri. Să intri sub aripile celui preanalt și să stai acolo. Dar te mănâncă tălpile, Domnule, să pleci, să mergi, să alergi, să mergi în misiune, să ieși de sub aripi, să scoți demoni, să lucrezi în ogorul lui Dumnezeu și tu trebuie să te ține Dumnezeu să stai, să stai. Te și plictisește aceiași oameni, aceeași treabă, joi, seara, marți, seara, aceleași predici câteodată, aceleași tonalitate vocală și Domnul spune simplu, stai, doar stai, atâta tot. Doamne, dar m-am învățat cu toate treburile, doar stai. Sunt foarte mulți care nu sunt învățați așa, se mută, turism spiritual așa, se mută în altă biserică, găsesc aceeași stare. De foarte multe ori și noi suntem deranjați, am vrea în bisericii noastre să producem o anumită stare, există frați care schimbă timpul din chinare, stai picioare, te dor picioarele, câteodată nimerez și eu la slujbe de genul ăsta, mă scoate în picioare, mă ține o oră în picioare că trebuie să le udăm pe Domn, după care îi tăți să așează jos, mă văd cum îi zic, oh, stăm și noi jos, mă pui mine la predic după ce. O oră iară trebuie să predic. Ei și-au rezolvat problema, s-o odihnesc. Numai că problema este că îți schimbă ceva pentru ei. Oribiții mei, te cheamă Dumnezeu în biserică și acolo îți spune stai sub aripile mele, cele prea. Începe să înveți. Începe să înveți cum îți frați în vârstă, cum îți ceilalți. Începe să observi luptele pe care le au alții, luptele pe care le ai tu. Începe să înveți să te deschizi. Începe să înveți să apreciezi că ăsta putea să stea acasă, Domnule. Dar și-a făcut timp să se schimbe de haine, de salopete și să vină în adunare. L-ai văzut? Sau e transparent? L-ai văzut? E acolo! Putea să facă astea. Încep să observ lucrurile astea. Frații mei, tocmai de-aia Biblia spune cel ce stă sub aripile celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. De aceea, stimații mei, este o foarte mare provocare să ne învățăm să stăm. Când stai sub aripile celui preanalt, poți să observi slăbiciuni de ale tale și de altora și poți să înveți să rezolvi problema asta. Că îți dai seama la un moment dat când tu ai o slăbiciune, ai ceva cu care te lupți, că toți avem foarte multe calități pe care știm să le prezentăm și prețele de socializare și când ne întâlnim cu cineva, scoate-mă în evidență. Dacă am făcut o școală, până discutăm cu el, trebuie să știi de școala noastră. Dacă cumva ne-am schimbat mașina recent, facem cumva și ducem discuția spre mașini. Dacă cumva ne-am cumpărat un șas mai nou, mai grozav, așa, întrebăm din 5-6 minute, cât e șasul tău, că meu foarte bine mers. De ce? Ți ieși în evidență cu ceea ce ai tu nou. Dar pe lângă lucrurile astea grozave pe care le avem sau le dobândim, noi avem slăbiciuni. Avem lucruri de care trebuie să ne pocăim și știm asta. Și o luptă pe care nu o ducem de ieri sau de azi am descoperit-o. E de mai mult timp și o ducem lupta aceea. Cu stările cele, cu nervozitatea noastră, câteodată cu neseriozitatea noastră, cu anumite lucruri, cu iritarea noastră pe care o avem și sunt lucruri pe care le ducem. Și Duhul Sfânt în timp ce stai, că dacă te ocupi de altul, te ocupi de altul și știi să rezolvi, să faci operații, scutare, Duhul Sfânt vine și spune aici, ocupă-te puțin de tine. Ocupă-te și vezi cum e de rezolvat problema la tine. Când stai, vi s-a întâmplat vreodată pe plin de vară, așa sunt niște gâzulițe mici, le-și place, au prost obicei să meargă în roi, așa. Bine, când fugi sau ești grăbit și rămân pleoapele mai deschise, să-ți intre doar o găzăliță de aia în ochi, doar una micuță să-ți intre în ochi. Și când ți-a intrat aia în ochi, domnule, nu știi cum s-o scos de acolo, nu știi cum ți să faci, te întâlnești cu un cunoscut și ăla
Îi spui, domnule, te rog frumos, scoate găzulița, uite, am să dau un colț de batistă, la... spune, domnule, poate ar fi mai bine cu șervețel să scot. Domnule, ai grijă ce faci, la un moment dat spune, băi, știi care e situația? Eu sunt profesionist, uite, am un ac la mine de ăla de croitorie și îi înfing acul ăsta drept între ochi la găzulița respectivă. Care dintre voi așa de bucuros, băi, ce bun ești tu și profesionist, ești. Fugi cu ăla, de ăla cu acul de numai nu, de ce? Pentru că nu așa să scoate o găzuliță din aia. Ai grijă cu colțul la șervețel, să o dai deoparte și parcă după ce ți-o scoate, parcă tot simți că acolo. Păi tu sigur ai scos și o beată găzuliță. E o beată găzuliță. Bun, după ce ai scos găzulița ta și altul spune, băi, mi-a intrat o găzuliță în ochi. Dintr-o dată spui, măi, să caut ceva finuț, că am avut și eu. Am avut și eu și știu că ăsta nu umbli cu harponă după ea. După găzuliță nu umbli cu paleta în ochiul tău. Cu găzulița sâmblă foarte fin. Știți că atunci când stai, constați, măi, eu mă lupt de foarte multă vreme cu anumite stare și Domnul mă rabdă și trebuie să scot bărna din ochiul meu ca să pot scoate foarte bine paiul din ochiul altuia. Știi că asta înveți atunci când stai? Altfel o să vedeți oameni care ajung să cânte foarte bine, grozav de bine, să predice foarte bine, dar să nu se poată înfrâna în anumite aspecte. Să nu poată, și la un moment dat și slujba lui este stricată pentru că stagiatura pe care trebuia să o facă între frați nu și-o făcut-o. O pleca rapid de misiune. S-o dus imediat să înveți pe alții. S-o dus imediat să slujească la alții. Și nu e rea slujirea, e excelentă, dar slujirea vine după o perioadă când stai, când te odihnești, când înveți să rezolvi anumit, să te relaționezi cu ceilalți, când începi să pricepi că drumul de pocăință este o luptă a tuturor. Doamne ajută! Frații mei, când înveți lucrurile acestea sub ocrotirea celui preanalt, acolo stând sub aripile Domnului, poți la un moment dat Dumnezeu să te întărească să pleci mai departe. Te întărește și te fortifică pentru a merge în lucrarea Domnului. Dar există un timp pentru lucrul acesta. Foarte mulți oameni sunt învățați astăzi să iasă de sub aripile celui preanalt și să meargă ei în împărăția celui rău și să o termine. Pentru că ei au putere. Dar câteodată pățesc ca fiii lui Sceva. Pleacă foarte voioși, dar când se întorc înapoi, se întorc foarte înfrânți. Și se întreabă, de ce lucrurile acestea? Iubitul meu, când stai, faci o anumită pregătire. Dumnezeu te învață anumite lucruri. Dumnezeu îți dă anumite autorități. Dumnezeu îți dă anumite arme spirituale pe care trebuie să le știi, să le folosești. Și armele astea firești care există, de exemplu, să aduc cineva un pușcă mitralieră Kalashnikov, care e una dintre cele mai uzuale arme. Și eu când am făcut armata pe asta, e una dintre cele mai uzuale. Dar dacă tu nici nu știi să încarci o asemenea armă, dacă nu știi să o folosești, există un timp când poți să folosești, când trebuie să fii învățat să tragi la țintă, când poți fi învățat altfel, dacă aduce cineva și aduce la o soră de și dă Kalashnikovul și dă și arme, la un moment dat, numai când îndreaptă armele spre noi, dacă nu știi să te culci rapid la pământ, nu știi ce se întâmplă în adunare. Deci e o armă bună, persoana bine intenționată, dar câte răni nu se produc așa. Oricând stai, Dumnezeu te antrenează, te pregătește, îți spune când trebuie să mergi. Și când te trimite în lucrare, te trimite de sub aripi cu misiune și vii înapoi. Nu stai pe acolo că ai pierdut vremea, că tu ești... Nu, te duci cu misiune, cu punct lovit și vii înapoi să te încarci de putere. Sunt ieșiri pe care le faci. O să vedeți oameni care ies așa, că doar își iau la un moment dat binecuvântarea Domnului și pleacă. Și vin înfrânți înapoi și te întreb, măi, cum de s-a putut un om din ăsta care scotea demoni, care predica, care cum de să cadă el în așa ceva? Cum de să facă el de răstoată pocăința? De ce? Pentru că baza noastră, frații mei, este sub aripi. Doamne ajută! Cu frații noștri, cu surorile noastre, cu toți cei mântuiți, acolo veghem unii asupra altora, acolo ne întărim unii pe alții, acolo ne îngăduim unii pe alții. Din când în când Dumnezeu trimite pe cineva în misiune, vine el înapoi, s-ar putea să aibă răni, îl bandajăm, stăm alături, se vindecă, trimite pe altul în misiune, trimite 2-3 misiuni, vine înapoi. Există o bază și baza e biserica, frații mei. Baza e biserica. De aia ce fac eu în afară, se pune pe biserică. De aia modul în care reprezint eu. Pentru că sunt aripile celui preanalt, stau în zona respectivă. Ori cel ce stă și se învață să stea sub aripile celui preanalt, ajunge la un moment dat să se simtă bine în compania fraților. Ajunge să cânte cu frații, să se bucure. Vede la un moment dat, ajungi în biserica de unde ești. Acum e frumos, din ce am văzut eu, tot a ieșit grozav. Și cântările în cor, și fanfara. Nu sunt slujbe când te aduni și începe fals cântarea. Dirijor rămâne cu mâinile sus, coriști și uit și am făcut repetiția asta. Asta e situația, dar nu e problemă. E ceva normal să se întâmple. Luăm de la cap și mergem mai departe, fără nicio problemă. Te înveți cu lucrurile acestea. De foarte multe ori
Slujbele noastre devin un fel de prezentare, însă trebuie să fie obișnuite. La toate slujbele trebuie să ne învățăm să binecuvântăm pe frați, să fim în prezență, să le fie drag oamenilor, dar trebuie să te înveți să stai acolo, Doamne ajută! Când te înveți să stai sub aripile celui preanalt, ajungi să te odihnești cel mai bine. Vii la adunare și știi că Dumnezeu ne va purta de grijă, ne va da hrană spirituală, ne va da ce-i nevoie. Și frumusețea este că nu suntem siguri acolo. Câteodată eu le mai spun că sunt anumiți frați care au anumite pretenții când vin la casa Domnului, în casa, Domnule, vreau să mi se dea un cuvânt, că am citit eu o carte săptămâna asta, am niște noțiuni teologice grozave și vreau ăla care îmi vorbește să-mi vorbească pe nivelul cărții citite de mine. Dar numai tu ai știi cartea respectivă, numai tu ai noțiunile alea acum pe care le vei uita peste 3 săptămâni. Și momentan vrei ca ăsta de aici să vorbească la nimeni. Nu uitați, poporul Domnului e făcut din oi, oițe și... mielușei, noi aici nu hrănim numai oile, chiar dacă ele dau lapte, chiar dacă ele dau lână, chiar dacă ele nasc mei, noi trebuie să avem grijă și de mielușei. Și la mielușei le dăm lapte. La oi dăm iarbă mai finuță, așa, și la oi dăm și așa mai departe. La fiecare dăm pe genul lor. Nu te-a apucat tu să te bagi în mâncare altuia. Nu te-a apucat tu să comentezi, mai m-am săturat de mâncat laptele ăsta. Asta era pentru altcineva. Pentru tine Dumnezeu îți dă altceva. Când se așează la masă și Dumnezeu așează bunurile sale la o slujbă, Dumnezeu dă hrană fiecăruia după dorință și satură după dorință, slăvit să fie Domnul. Dar asta presupune să nu te bagi în blidul celuilalt. Asta presupune să-ți iei pe măsura maturității tale cuvintele care ți se potrivesc ție. Câteodată Domnul mustră poporul său, îl mustră. Dacă nu ești demustrat, ai stai liniștit. Dar dacă cumva mustrarea aceea e cu dedicație și vine la tine și pe lângă predicator care mustră ceva, vine Duhul Sfânt și spune, de tine e vorba aici, dar știu, sunt prezumei care îi spune aici. Duhul Sfânt îți spune, de tine e vorba, pocăiește-te de lucrul ăsta. Ești și supărat pe predicator, ne-ai stricat seara, Domnule, ne-ai stricat seara. Pentru că ai știut ceva de mine, n-am știut, asta a fost porția ta. Porția ta prin care Dumnezeu încă o dată te-a cercetat în timpul ăsta cât stai sub aripile celui preanalt, cât de ani de zile te-a programat și s-a gândit Dumnezeu să-ți dea un dar cu care să lucrezi. Și de ani de zile din seriozitatea ta nu ți-l poate da, că strică darul cu tine. Strică darul cu tine. Păi se presupune că îți dă un dar de profeție exact, unul dintre cele mai căutate și benefice daruri pentru popor. Că spunea Apostolul Pavel în Noul Testament, căutați darurile cele mai bune, dar mai ales să... Păi dar și nu darul din spre înțelepciune? Pentru că darul de profeție aduce cea mai mare zidire biserică. Și presupunem că Dumnezeu vrea să-ți dea darul acela. Păi dacă tu propui și promiți o grămadă de lucruri și nu te ții de el. Frate, vin în 5 minute și stai 2 ore în ploaie și la aștept vestea. Chiar o zis că vine în 5 minute și mai și predică să fim serioși. Păi odată de ploaie sau așteptându-l pe ăsta și... Păi cine ți-a spus că faci lucrul ăla? Păi cu tare, nu te lua după ăla mâine. Niciodată nu-și ține cuvântul. Bun, și ăsta acum vine și spune, fraților, am avut o descoperire din partea Domnului. Toată lumea s-a uit ciudat la el. Serios? Dar tu n-ai fost ciudat serios, măi. Și atenție, darul e bun. Lucrările sunt bune. Dar pentru că el nu s-a pocăit la vremea potrivită, darul este stricat de el. Este desconsiderat. De aceea Dumnezeu ne cheamă să stăm. Ca aici în vizorul fraților, când stăm împreună, ne corectăm unii pe ceilalți. Ne ajutăm unii pe ceilalți. Eu folosesc expresia asta, pe care o folosesc foarte și o spun des. Când ies la predică, am grijă să mă uit cam cum arăt, cât de, nu pot eu tot să văd, dar cât de cât așa măcar în față, dar n-am de unde să văd ce am la spate. N-am de unde să-mi dau seama cum îmi stă cămașa la spate. N-am de unde să-mi dau seama că îs pătat pe cămașa la spate. N-am de unde eu. Cât de capabil aș fi eu. Aș vrea un ochi la spate să vadă și zona aia, dar dacă aș mai avea încă un ochi, nu-s normal. Omul normal e cu doi ochi în frunte, atât tot. Pentru că Dumnezeu ne-a creat așa, să am două ochii numai aici. Eu nu pot vedea ce am la spate. Dar fratele poate vedea? Da, vede. Și câteodată își spune, frate Virgil, dumneatale are o pată la spate. Du-te, băie, că eu nu văd, lasă-mă în pace. Știți că asta facem noi? Vine un frate la noi și îi spune, frate, matale nu prea ești serios. Matale ești cam mândru. Matale, din cât am văzut, cam lipsești de la adunare. Nu-ți place să slujești Domnului. Știți că toți ceilalți văd. Singurul care nu vede, ci acolo, suntem noi. Nu e adevărat, eu nu sunt mândru, nu sunt arogant. Ești omul care nu vezi tocmai domeniile alea. Dar Dumnezeu de-aia ne-a lăsat, frați, ca lucrurile pe care noi nu le vedem și care ne strică lucrarea și prestanța câteodată. Imaginați-vă dumneavoastră ce înseamnă pentru președintele Iohannis îmbrăcat la costum, la cravată, să se prezinte undeva și la un moment dat să treacă în zbor un porumbel.